Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre minerale. Mineralele la noi se împart în două clase mari și o clasă mai mică. În macro, minerale, micro, minerale, astea micro se mai numesc și oligoelemente, mai au o denumire ca urmă de elemente, trace elements, și o clasă ultra trace elements. Ceea ce ține de macro, ce le delimitează pe dânsele? Ele sunt numesc macro, fiindcă corpul are nevoie de ele la nivel de miligrame. Oligoelementele, adică microelementele, nu ne trebuie la nivel de microgram pe zi. Deși după denumire putem așa să facem o asociere, dacă sunt macroelemente, minerale, înseamnă că noi avem nevoie de ele stringent și de cele micro mult mai puțin și dacă sunt ultra trace, mult mai puțin. Adevărul că nu este așa. Noi avem nevoie de minerale și fiecare din ele are o importanță majoră în corp și imbalanța în nivelul lor poate să aducă daune care mai târziu se dezvăluie în boli. Dacă noi vorbim de macroelemente, sunt elementele care corpul, după cum noi am zis, are nevoie de ele în grame. Noi le cunoaștem, 5 din ele, le vedeți pe ecran, sunt acele elemente care participă în ionogramă. Asta este echilibrul calciu, magneziu, între natriu și caliu. Este clorul, fosforul și sulful. Ce este important de cunoscut pentru ele? Că și natriu și caliu participă ambele în echilibrul fluidelor. Magneziu, calciu pentru oase, lucru mușchilor, pentru lucru inimii. Clorul pentru aciditatea stomacală, pentru imunitatea noastră. Sulful în sinteza aminoacizilor, ca detoxifiant, când noi vorbim de sulfatare, și fosforul este acel element care participă în energia celulară, e parte din adenozin trifosfat, sistemul nostru osos, participă în funcția nervoasă și în funcția musculară. Dacă să vorbim de microelemente, adică de oligoelemente, ele se mai numesc elemente de urmă. De ce? Fiindcă doar la nivel de micronutrienți, microminerale, noi avem nevoie de, avem în vedere de zinc, cupru, fer, iod, cromiu, molibdenul. Eu vreau să spun că, deși ele se numesc microelemente, lipsa oricărui din aceste elemente sau deficitul grav acestor elemente poate aduce prejudicii mari corpului. De exemplu, despre cupru, zinc și fer, eu am un filmuleț, vă recomand să vă uitați echilibru la acest triou de minerale și sistemul imun, la fel cum pentru funcția hormonilor, pentru tiroidă, pentru hormonii sexuali, insulină, cupru, pentru sistemul nervos, pentru homeostazia sângelui, reglarea ferului. Selenă și iodul, ambele sunt două minerale foarte importante pentru glanda tiroidă. În detoxifiere, el leagă metalele grele și le scoate. Molibdenul, important în metabolismul sulfurilor și el scoate excesul de acid uric în corp. De multe ori el poate fi în deficit la noi în corp. De exemplu, cromium, important pentru funcția insulinii și răspunsul la insulină, nouă ne trebuie cromium. Ce ține de urme de elemente? În primul rând, asta este cobaltul, care participă, e parte din vitamina B12. Nichelul cu arsenicul, de fapt, ele se consideră toxice, dar într-o cantitate extrem, extrem de mică, ele totuși au rolul la noi în corp. Ceea ce am vrut să spun astăzi, că deși mineralele la noi se împart în macro și micro, aceleași urme, dar toate din ele fac parte din echilibrul mineralelor. Se susțin una pe alta și de multe ori imbalanța într-un mineral creează o imbalanță în alt mineral. Așa la noi în corp există echilibru între calciu și magneziu, între natriu și caliu. De exemplu, caliu trebuie să se afle mai mult în celulă, cam 98% în celulă și doar 2 în sânge, la fel. Magneziu la fel. Și de multe ori atunci când noi avem o imbalanță în electroliți, se perturbează echilibrul ăsta din celulă și el în loc acele elemente care trebuie să afle în celulă, el se află sau în spațiu extracelular, sau în spațiu interstițial. De aceea, eu vă recomand că dacă aveți posibilitatea și aveți imbalanța în unii micronutrienți, să dați la laborator aceste elemente ca să vedeți unde e starea acestor elemente la nivelul seric. Atât pentru ziua de astăzi, vă urez sănătate și toate frumoase!